o viață mai bună pentru comunitatea românească din Țara de Sus și pentru Bucovina înstrăinată, o tot mai strânsă apropiere, până la firească contopire în România. Să ne ajute Dumnezeu! Și interesant, și bogat, și complex, toate vorbele de la urmă. O să-mi îngăduiți să prezint foarte scurt câteva din domnul președinte, o clipă, vă mai iertați. Am avut datoria să spun două vorbe despre situația financiară a societății. Sfârșitul ăsta mai bulversant, așa, mă face să mă mai aduc aminte acum și vi-l spun acum. În cursul anului trecut, societatea a avut cheltuieli mai mari, a fost nevoie de un buget de aproximativ 350 de milioane în lei vechi. Din acest buget s-a primit, prin colaborarea cu Departamentul României de Pretutindeni, 62 de milioane. Diferența a fost acoperită din contribuția membrilor, astfel încât, în momentul de față, societatea nu înregistrează nici un fel de datorie. Vă mulțumesc! Da, sunteți de acord, da? Să prezint câteva din măsurile pe care și le asumă viitorul Consiliu Director, programul activități culturale foarte repede. În filialele societății vom pregăti și desfășura activități care au devenit tradiționale. Două puncte. Evocarea vieții și operii poetului național Mihai Eminescu, unirea principatelor, aniversări și comemorarea personalităților din Bucovina, Congresul General al Bucovinii la 28 noiembrie 1918, istoric Bucovina Nihonistor, 1 decembrie, Ziua Națională a României, etc. 2. Și aici am notat câteva nume. Scriitorul Ion Berdeanu, profesoară Carmen Andronache, profesor universitar dr. Nicolae Pomohaci, membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice, cred că am spus complet, profesor Victor Iosif, profesor dr. Gabriel Cărăbuș, profesor Luca Bejmaru, scriitor Mircea A. Anei, profesor Gheorghe Dolinski, profesor Florin Crețu, profesor dr. Corvin Bejmariu și etc. 2. Organizarea de manifestări culturale în colegii și licee pe teme legate de istoria și cultura Bucovinii la Suceava, Rădăuții, Ierbicop de Sus, Vatra, Dornic, Mura, Umorului, Fălticeni, Solca și la alte localități, ceea ce spunea președintele dumneavoastră. Academician Dimitri Vatamaniu, profesor universitar dr. Ștefan Purici, dr. Lucia Ularu Menache, scriitor Vasile Bâcu, academician Alexandrina Cernov, academician Vasile Cerățeanu, scriitorul Dimitri Covalciuc, profesor universitar Mihai Cubescu, profesor Gheorghe Giurcă, profesor Nicolae Chițan, profesor Carmen Andronache, profesor Victor Iosif, profesor Radu Vizitiu și alte nume.